Mă numesc Simona și, la 35 de ani, sunt bunică. Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu câțiva ani că voi avea acest titlu la o vârstă atât de tânără, probabil aș fi râs. Dar viața are propriile căi de a ne surprinde, uneori într-un mod neașteptat și plin de provocări. Povestea mea nu este una tipică, dar este a mea, cu toate suișurile și coborâșurile ei. La 18 ani am devenit mamă. Nu era un lucru pe care să-l fi planificat, ba chiar am fost speriată când am aflat. Eram încă o fată la liceu, plină de visuri și planuri pentru viitor. Voiam să devin medic sau poate să călătoresc în jurul lumii. Însă, odată cu vestea sarcinii, viața mea a luat o întorsătură bruscă. A trebuit să învăț rapid ce înseamnă responsabilitatea și maturitatea, deși abia eram eu însămi adultă. Băiatul meu, Mihai, s-a născut când aveam doar 19 ani. A fost o perioadă grea, dar, în același timp, a fost și plină de bucurii. Eram tânără și învățam din mers ce înseamnă să fii mamă, dar am avut sprijinul părinților mei, care m-au ajutat enorm. Îmi doream să fiu cea mai bună mamă posibilă, chiar dacă încă mă obișnuiam cu ideea că viața mea nu mai era doar despre mine. Mihai a crescut și eu am crescut alături de el. Am învățat împreună să ne adaptăm la tot ce ne oferea viața. În timp, am reușit să-mi termin studiile, să-mi găsesc un loc de muncă stabil și să mă pun pe picioarele mele. La 30 de ani, mă simțeam în sfârșit sigură pe mine. Mihai era deja adolescent, iar eu începusem să-mi construiesc o carieră și să mă bucur de o oarecare stabilitate. Însă, la scurt timp după ce am împlinit 34 de ani, Mihai a venit la mine cu o veste care mi-a schimbat din nou viața. Prietena lui, Andrea, era însărcinată. Prima reacție a fost de șoc. Mă gândeam la cât de tânăr este el, avea doar 16 ani, exact ca mine atunci când am rămas însărcinată. M-am uitat la el și m-am văzut pe mine însămi la acea vârstă. Speriat? Dar, în același timp, responsabil și conștient de gravitatea situației. Am știut din acel moment că nu-l voi lăsa să treacă prin aceleași greutăți singur, așa cum nici părinții mei nu m-au lăsat pe mine. Așa că am încercat să-i fiu sprijin, așa cum părinții mei mi-au fost mie. Am discutat deschis cu el și cu Andreea despre viitor, despre provocările care urmau să vină. Nu-i am judecat, pentru că știam exact prin ce treceau. La 35 de ani, am devenit bunică. A fost o senzație ciudată să țin în brațe acel micuț, să știu că băiatul meu, copilul pe care l-am crescut, este acum tată. Sentimentele erau amestecate: pe de o parte, bucurie, iar pe de altă parte, îngrijorare. Îmi făceam griji pentru Mihai, dacă va putea face față responsabilităților. Dacă va reuși să-și construiască o viață stabilă alături de Andreea. Dar, la fel ca și mine, am învățat din mers. Fiind bunică atât de tânără, oamenii din jurul meu adesea rămâneau surprinși când auzeau povestea mea. Cum să fii bunică la 35 de ani? Mă întrebau, deseori cu o mirare amestecată cu judecată. Dar nu mi-a păsat. Eu știam că, Indiferent de ceea ce ar spune ceilalți, mă descurc. Mihai și Andreea au avut sprijinul meu și, în ciuda provocărilor, am reușit să formăm un mic cerc de încredere și afecțiune în jurul acelui copil. De multe ori mă gândesc la ironia situației. Am trăit același ciclu, doar că de data aceasta, din altă perspectivă. Îl văd pe Mihai cum își ține în brațe fiul și mă regăsesc în privirea lui. Îi înțeleg temerile nesiguranțele și dorința de a face totul cât mai bine. Îmi amintesc de propriile mele nopți nedormite și de momentele de îndoială prin care am trecut. Și știu că, la fel ca mine, va reuși. Nu a fost ușor să fiu mamă la o vârstă atât de tânără, și nici să devin bunică la 35 de ani. Dar am învățat că viața îți aduce provocări pe care nu le poți planifica, iar cheia este să te adaptezi și să găsești puterea de a merge înainte. Acum, la fiecare aniversare a micuțului meu nepot, mă simt mândră de drumul pe care l-am parcurs. Chiar dacă am avut o viață mai neobișnuită, am reușit să fac față oricărei încercării și să-mi susțin familia. În fiecare zi, mă bucur să-mi văd nepotul crescând, iar pe Mihai transformându-se într-un tată responsabil și iubitor. Deși a trebuit să renunț la multe lucruri de-a lungul vieții, inclusiv la o parte din tinerețea mea, nu regret nimic. Acum sunt mândră nu doar de mine, ci și de fiul meu și de tot ce am reușit să clădim împreună.